artiști celebri au reușit de-a lungul timpului să aducă zâmbet pe chipul dumneavoastră. Întotdeauna sala Palatului din București este arhiplină când acești artiști sunt acolo. Întotdeauna, dați-mi voie să mă repet, au reușit prin momentele lor frumoase și speciale să bucure sufletele noastre ale tuturor. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vin chiar acum să vă cucerească Romică, Țociu și Cornel Palade! Să trăiți, maestre, cu respect! Iată. Bravo, frumos! Stai un pic, stai un pic! Bă, țuica unde? Ai zis că mi-a dus țuica. Mersi, Georgele, aplauze pentru Georgel, care ne-a prezentat așa frumos. Hai, toată lumea, sunt artiștii dumneavoastră locali aici, trebuie să-i prețuiți, să-i respectați. Noi ăștia care venim de departe nu contează. Luați-ne, tăvăliți-ne, simțiți-vă bine cu noi și după aia plecăm acasă. Mă bucur tare mult că în această după-amiază sunt alături de dumneavoastră la această minunată sărbătoare. Mă bucur din inimă. Ce faci? Îmi faci poze? Te-ai prins de... Bine, mă, te scot. Vezi că pierzi emisiunea. Ia efectul de la microfon, te rog frumos. Așa, bravo că se aude ca în peșteră. După aia zic că la unde, băi, în peștera Muierii. Mai du-te în peștera Muierii. Ziți, iubiții mei, dragii mei spectatori, mă bucur tare mult că sunt alături de noi. Uite, văd că v-ați îmbrăcat cu ce aveați mai frumos pe acasă. Asta e foarte bine. Am văzut și câteva șlițuri foarte interesante. A fost secetă, uite la mama aia ce fustă scurtă, ți-a intras. Ce vrei să mai arăți la vârsta asta? Ce să ne arăți? Întreabă-o pe mine, eu ce dracu să mai arăt? Asta este. Să trăiască industria farmaceutică, că avem cu ce să ne ajutăm. Tuburile, tuburile. Înțelegi? Colegii mei de suferință râd, știu de ce. Cum cereți Viagra la farmacie, știți? Nu? Albăstrica cucului, așa se cere, ca să se prindă farmacista, că avem la... Da, mă descurc, pot să spun, am un comportament extraordinar. N-am probleme, până acum luam la picături. Chinezul zglobiu, știți? N-ai luat chinezul zglobiu ăla, 10 ml, l-a luat-o și pleci. Important e să ai ceva în mână, adică nu poți să te duci la o doamnă, așa. Trebuie să fii. Știi ce-i prost? Dar ăla e foarte bun, dar știi ce-i prost? Nu știi când să le iei. Orele e prea devreme, orele e prea târziu. Odată cred că l-am luat prea devreme, că mă duceam la o doamnă să semnez un contract cu ea în bucătărie și am plecat cu chinezul după mine, știi? Într-un autobuz aglomerat, chinezul după mine, chiar am rugat-o pe o doamnă să se țină cu mâna de bara de sus, ca asta de jos se mea și vreau să cobor la prima. Când am ajuns la destinație, chinezul dormise. Du-te, dracule, chinezul! De-aia am spus că nu știi niciodată cum e. Dragii mei, vin astăzi seară în fața noastră cu un program de folclor autentic, folclor adevărat, cules de pe toate ce prăitoare are la cruci. Ce dragul îi faci? De la... Îi dai la nas, zice, păi... Muzică frumoasă pe care am cules-o din toate regiunile folclorice ale țării. Poporul nostru este fabulos, are un folclor fantastic, melodii frumoase pe care l-am pregătit cu toată dragostea pentru dumneavoastră. Îmi place folclorul, mi-am dat seama că pot să cânt, că am fost întuneu cu ăștia mari la modă, cu Duță, Guță, Luță, Puță, cu ăștia care cântă peste tot, da. Ce place mie la muzica populară și ce nu-mi place, știi? Îmi place folclorul pentru că exprimă o stare națională, o stare populară. Nu-mi placă, sunt câte une care vin, pun CD-ul ăla, se învârte și ăsta dă din gură, știi? Dă-mă scrisul mai sus, că nu înțeleg ce spui, să mă arăt mai mare. Păi frumos, când ai răbdare, că abia m-am apucat, ce dracu, te grăbești? Stai ușor, că și eu mă grăbesc, dar de la o vârstă, las-o mai mare, gogule, că nu mai ai de unde. Că mă uiți și la tine, că nu ești fată mare, că nu prea mai ești, ce dracu. Ce breton ai să-ți trăiască, unde dracu te tunzi? Lași ca și mine, tu la același frizer?
Așa, doi domnișoarelor și domnilor, dar nu pot să cânt singur, nu e firesc, e normal, mai ales că lumea e dornică, iată, vrea, domne, cântă ceva. De-aia m-am și gândit, iar astă seară vin în fața dumneavoastră cu orchestra adevărată. Orchestra adevărată de muzică populară, veți vedea și noastră, poate una dintre cele mai celebre orchestre de muzică populară de la noi din țară. Veți vedea 7 viori, 7 vioriști, într-adevăr 5 suflători, saxofon, trompetă, trombon, fluier, nai, un contrabas, 2 țambale, plus dirijorul din dotare. Hai, vreau să mulțumesc primarul că a fost înțelegător și a fost drăguț și ne-a dat un autobuz mișto, cu aer condiționat. Am venit cu aboiere până aici, la Ionești. Eu chiar nu știam cum să spun, stimați Ionești, stimați Ionei, nu. Că am fost și la, am fost la ăștia, la Piatra Neam, stimați Petroi Nemțoi. A început scandalul aici și bătaie. M-am dus la ăștia la Băicoi, stimați băicoieni. M-a luat unul, du-te bă, dracu, dă-i nu ți-e rușine. La sebe și a fost mai simplu, a venit primarul și ne-a rezolvat. Azi lăsați că vorbesc eu cu localnicii. Stimați sebeșeni, să sărbătorim sebeșește. Suciu a întrebat cine? Și noi toți. Bine o să fim sărătoși atunci. De-aia am zis, doamnă Șelor și domnul, astăzi seară vreau să aduc în fața dumneavoastră o mare orchestră, mare orchestră de muzică populară. Vreau să-i invităm în scenă, să-i primiți cum se cuvine, poate una dintre cele mai celebre orchestre de muzică populară de la noi din țară, Orchestra Doina Gorjului. Aplauze, vă rog frumos, Orchestra Doina Gorjului din Piatra Neamț. Să intre orchestra, vă rog frumos. Hai, băieții, veți vedea și dumneavoastră o orchestră adevărată. Să vină orchestra, am zis. Să vină, dă-i dracu de aici, că... Ce faci, mă? Bine. Păi n-ai zis bună seara, nu zici nimic. Păi dacă am zis cu orchestra, am atât vorbești. Eu ce dracu să fac? Păi nu intrați toți odată? Păi intră toți, că e toți aceia, dar vin pe rând. Păi și cum cântăm tot pe rând? Păi cântăm, dar vine băieții aceia, că e aproape aceia. Păi cheamă-i, bă, dracu, să vină în coace. Păi să vină, dă-i dracu, ce eu? Eu stau aici ca prostul, a zis orchestra, am intrat, ce dracu? Stau aici, mă lătrau câinii, dă-mă dracu, lasă omul. Dom'le, să zică cineva la orchestră să vină, bă. Să vină, că e aceea, veniră toți, dar să împrăștiară, să dau dracu, pe... veni și tu ca păduchele în față, știi, primul. Intrați, bă, odată, tot. Odată, da, odată intră. Ăla a venit... Cine? Bețivul ăla de contrabasistă. A venit, e aceea și ăla împinge tava, se cu caserița de vorbă. Că a zis că el îi dă cârnatul și ea îi dă fasolea mai târziu. Că a zis că doamna vrea să-i tăvălească un pic cârnatul prin fasole, că a văzut că are cartaboșul mare și a zis dă-mi puțin să-l tăvălesc. Dar bine că e băiatul odată urcă cu el și... Bă, ție nu ți-e rușine puțin așa? Dar ce dracu am făcut? Păi ce dracu, nu-i cu cartaboșul, cu cârnatul, păi dracu? Da, mă întreba păi și eu... spune, bă, dracu, să vină. Păi, mă, dacă m-a dat, mă întreba și eu răspuns ei, ce să se râde? Bă, nebunule, râde lumea de noi, păi că să... doamna aia se prăpădește de râde. Da, să râde, da, să râde, că dacă râde e de bine, nu? Ăla trompetistul a venit? A venit, îi suflă o doamnă în pufuzelă cu are înfundată aici. Al dracu n-am, ia uite, ăsta e. Suflă mei în pufuzelă. Ăsta e. E aceea, că vine repede, că o văzui pe doamna că e dornică, mai mult trăgea decât sufla, da. Și mie, dacă vrei. Da. Da, nașule, e aceea, toți vine, gata. Începem, da, începem prima parte, noi. Bine, o să începem prima parte. Dă-le dracu, că nu le dăm banii, împărțăm amândoi. Oricum îi iar la bani, dă-i dracu. Dă-i dracu. Doamnelor, domnilor, astăzi seară vreau să-l urmăriți pe maestru Gogu, care este unul din... mare lapsuzi ai neamului nostru, ei sunt din familie, bunicul lui a cântat la solz de pește, mama lui a cântat la frunză, a avut și surori care au cântat la flaut, la nai. Mai trebuie să mai vină ceva, de cine vorbiți? De cine vorbeam? Bă, cine trebuie o cânta la frunză? Ce trebuie și nebun la cap? Păi nu a cântat noi. Dar zis că a avut niște perișoare cânta la saxofon cu gușa. Da, da, dar nu, nașule, mă zic că chiar pe altcineva. Ce dracu? Păi eu cânt, eu sunt doar instrumentist, solo percuție. Uite, la solo percuție la vioară. L-am făcut raps cu popular cineva. Păi dracu, mai la mișto mă faci rapsoz.
Bine, mă, Cucule, dacă ești așa de talentat, da. Ia mai du-te, dracu, da, de aici, da, hai. Da. Ia dă un do major și hai. Ce să vă dau? Dă un do major, hai. Mă duc să-l iau de la mașină, că la... Băi, alu, ești tâmpit, vină un coace. Do major la vioară! A, la vioară vrei? Păi, atunci ce vrei? Păi, spune dreptul, ce să dau? Păi, atunci, dădeam dreptul pedale. Vă dau, do major din ce? Da. Din do major. Vă rog frumos, am să prezint o melodie pe care am cunoscut-o recent, din ia, zona folclorică. Păi, mă, timp. E folie. E fleașca aia lui Băsescu, așa era. Așa avea fleașca până la, la bărberita aia, nu ții. Do major, vă dau acum, să moară mama, de nu vă dau un do, vă rog. De plângeți. Oh, stai, mai bine, care. Bă, Gugule, tu ești sănătos la da, vă rog, ce? Bă, tu ești nebun. De ce, bă? Da, ce? Pă, unde-s coardele, băi? Coardele! Ce? Coardele, unde-s? Bă, nu v-am zis aseară că dacă nu le plătim, pleacă. Coardele de la vioară. Ah, coardele. E la Mișu cu acordionul Ferarmăsa, dracu, dar întârzie și ăla. Când țin coardele acolo, că la ele mai răcoare în acordion. Știi că așa mie mi se moaie și când o laie. De-aia... Deci n-am făcut de căcat. De un pic. Orchestra n-a venit. Dar e ce... Tu la vioară n-ai coarde. La ce cântăm, mă? La cea târnă. La... Știi tu la cea târnă? Dacă nu găsim, nașule, vedem. La... Da. Până vine orchestra, o să încercăm cu o melodie a capela. Deci avem și mormântarea astă seară. Ziceam că avem numai aceea la... Bă, a capela în fel de a cânta fără acompaniament orchestral. Ai înțeles? Din gură, așa. Din gură în gură, prin viu grai. Da, da, din gură. Dacă matați... Am o întrebare. Mata, ești guristul astă seară aici? Ce sunt eu, mă? Guristul la formație, Mata. Sunt murtul, eu sunt guristul, da? Păi așa vă... Deci mai aveam puțin, spune că eu sunt muistul în țara asta aici. Nu, nu, cer scuze, cu să... Ziceam așa, că Mata dai cu gura, că e solist. Eu nu dau cu gura, mă, eu cânt, bă, cu gura dai tu. Da, da. Mai du-te, dracu, de aici. Îmi cer scuze, dar vă văzui solist. De cu Hailis care ești. Că nu v-am văzut pe afiș de aia. Ce, mă? Nu mă și sperie când vă văzui cu pălăria aia roz. Crezui că nimeri la petrecere de gay, pe cuvânt. Că acum e plin, nașule, să ai grijă. La București e nenorocire, te-ai plecat, te-au luat. Intră în peștere fără să bată la ușă, să mor dacă te vine. Și Mata, ai și fața asta îngăduitoare, ai grijă. Că te iau din voleu ăștia, pe cuvânt. Eu zisei ca Matale așa, să-ți schimb dracu culoarea la căcatul ăla de pălărie. Da. Auzi, mă, ce pălărie am eu? Roz! S-o roz tu! S-o... O să începem cu o melodie frumoasă, cu o dedicație pentru mari noștri oameni politici pe Aolo. Care țara asta i-a avut Aolo. Și a uitat și asta îmi pare foarte rău Aolo. Pentru că oamenii ăștia s-au sacrificat pentru țara asta încă și chiar merită da. Amintiți. Da. Dedicație specială din partea domnului Traian Băsescu, Aolo. Care a fost un mare președinte, așa, pentru doamna Nuții, care e la suferință și la durere acum. Acum îi cântă cine? El lui? Ea lui? Sau cui drăcu îi cântă? De la el pentru ea. De la el pentru ea. Dedicație, fără număr. Da. Pentru doamna Elena. 6 ani. Da. Îi cântă ce dracu' îi cântă? O melodie frumoasă pe care am cules-o din folclor popular, da? 7 băi și o vale adâncă de la... Da, aoleu ce mă mănâncă, da. 7 băi și o vale adâncă, aoleu, nu mai mănâncă. Nu mai mănâncă. Nu mai mănâncă. Am mâncat-o o perioadă da. Bună, da. Avea geanta aia costa cât bucetul Consiliului Popular să moară mama, dacă te mi-ai... Puneai... Cu geanta aia asfaltam, da, Fionești. Da, și puneam și gaze. Da, da, a fost mai șmecher primarul de aici și le-a pus înainte. Bravo! N-a stat la ei, bravo! Aveți primar șmecher, să moară Bibi. Mamă! Are față, l-ai văzut? Ce zici Bibi, că e actor de american. De Hollywood, da, bravo, da. Are și sarmalele, să moară mama. Mamă, ce e și sarmalele, iar vinul e criminal, să pe, da, moară, eram la 8-a. Era la 8-lea pahar și... Nu mă, la 8-a sarmal, du-te dreptul de aici. Asta e cu sarmalele, știi? Auzi?
Dacă aștia, mă întreb să moar mama ăștia de la Craiova îți dă când foamea, știți cum mănâncă ăștia nenorocit. Noi de la Craiova? Ăștia disperați. Ce nemănașul e Craiova? Ăsta Tansu când a văzut franzelul prima dată, a mâncat-o cu pâine. Să mor eu. Mai du-te, dracu, că eu că te respect, că ești naș, eu zisei ceva de mata, că ești moldovean. Ce zisei eu ceva? Ce avem, noi avem păduc, ce dacă suntem moldovean? Am zis să primarul, că aici, în zona, ai auzit? Nu. La Ionești, lumea nu mai scrie pe poartă, avem câine rău. Dar ce scrie, mă? Scrie, avem moldovean în gazdă. Aplaudați-l, că e pricinos ăsta, vă rog eu frumos, ăsta-i nenorocit. Lasă-mă ce să aplaude oamenii. Aplaude, că lăsa-și fața jos, du-te drept. Mai taci din gură, băi. Mai du-te drept. Voi ăștia care nu mâncați castraveți murăți. Cine, noi? Da. De ce? Că nu vă încape capul în borcan. Am mâncat. Ați băcherii. Bă, așa să fie. Eu am văzut, mă, tânii, sunt oameni așezați, bă, oameni cu... Cum să spun, păi cu și, cultură, cu... Păi și ce? Bă, dar asta e bine asta, jur pe viața mea. Dar ce am zis, nașule? Am zis ceva eu. Ce fluieră, mă, așa? Uite, fluieră omul de aceea. Dă mai încet să nu fluieră. Și să iei dilegul de pe el, da? Mersi. Frumos. Da. Hai, nașule, cântăm sau ce dacă? Bă, să uită lumea la noi. Nu vreau să te întreb ce... A. Tu știi de ce sunt ordenii mici? Nu știu. Ca să încapă pe grătar. E mort un altul, dracu, tu vorbești. Lindicul principesei, du-te, dracu. S-a ofticat Olteanu să mă rog. Otica, nu mă otica, du-te, dracu. Vii la Ionește, măi, la mișto, du-te, dracu. Deci, fii atent, a dus-o pe maică-sa la București săptămâna trecută, da, să-i facă niște analize. Așa, și? Ba, chinuit săraca femeie, știi ce ați făcut cu ea înainte o săptămână? Ce, mă? A plimbat-o cu raba pe-n beci. Și ce faci, bă, tâmpitule? Ce o prim pe mama cu roada, bă? Păi de ce, mă? Ca să se obișnuiască cu metroul, că dacă o duc la București, da, bă, îi se face rău în metrou. E, tu-te, mama, lasă-mă în pace, sigur, am plimbat-o, că n-a mai mers femeia niciodată. Mamă, nașule, cântăm sau ce drept? Nu vreau să te întreb, știi cum face Olteanu testul de sarcină? Nu știu cum. O duce la ecograf, cum drept? O duce pe drept, cu prazul. Cum cu prazul? Îi bagă prazul, știi? Dacă este prazul mușcat, înseamnă că Olteanca e gravidă, știi? E, dracu, tu, măi, Olteanca, dracu, stăia. Mă, nașule, cântăm aia lui Băsescu sau ce dracu? Da, să începe melodia, dedicație special. Și-o... Șapte, măi, de la Nea Trăinică pentru Coana Nuții. Da, și-o ce dracu cânt? Ma tare faci ca grupul vocal, da? Ca grupul? Nu, da, mă, grupul, nu-și cânta song-ul odată, melodia, zicea... Așa, da... Nu, nu, mă, ei cântau, dau ling, 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 da, da, gata, gata. Așa. O știu, da, o știu, o știu, o știu, acum mi-a dus aia aminte. Da. Deci o fac ca grup, da. Ca grupul pe mișcare. Pe... Da? Pac, 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 da, cu mișcare și hai, intru. Hai, da. Începe, repetăm, ce faci? Pui cartofi. A, repeți? Nu, nu, dașule, dar acum intru în ea și mă bag. Repeți pentru toaletă, aveți toaleta în curte? Da, 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 acum. Hai, intru acum, da, mă, nașule, zi. Nu știu, da, hai, eu intru, tu stai. Ma, ta intri, hai, intră primul. Șapte, măi, eu când? Nu mai mata? Păi atât. Păi zici că nu ești purist. Sunt solist. A, e solist. Certule. Șapte, măi, șobat. Nu cânta că nu, nu cânt, mă uită în mulțime. Uită-te în mulțimea mea. Da, și intru când cântă grupul. Da. Șapte, măi, șobat. Dar ce grup? Că sunt singur. E un grup compus dintr-o singură persoană, ce drag. Grup de unde? Grup... Da. Doamne, tâmpită, știu pe la șapte, măi, mai încep melodia asta de multe ori. Păi hai, dracu, intră din ea, mă. Șapte, măi, șobală, taci, dracu, din gură, că cântă ăsta ca la pușcărie, bă. Șapte, măi, șobală, dâncă, daulică, dodă. PSD-ul mă mănâncă. Ce drăguie? Da. Cine drăguie? Îi cântă lui Nuții asta sau lui cine? A, nu, ea îi cântă lui. A, da. Da, unică dodă, trăinică, mi-o mănâncă. Nu, da, mănâncă. Da, unică dodă, că mă mănâncă. Așa. Și grupul vocal. Eu, intru eu. Da, da, poftim. Dau lim lim lim, 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 dau lim lim lim. Ce? Le-am dat prea repede sau ce? Zi-mă, nașule, ce dracu făcui? Bă, cum, bă? Le-am dat în gol sau ce? Nu.
frate, nu dau ling, 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 dau ling, nu dau ling, ling, boule. Am ori ling, ling, ori ling, ling, ling. Păi nu e, că dau și eu, dar nu le dau în public. Da. Dar și eu așa mi s-a părut că sună, dau ling, ling, că eu... De-aia mă și gândeam, o mai da Băsescu, o da? Da, o dă-ne dracu de aici. Da, da. Pune lăutare și cântăm cu orchestra de pe bandă. Păi și noi ce facem? Cum? Cântăm. Ai melodia acum a ta? Acum, sigur da, că da. Dă cu lăutare, frumoasă, dracu. Hai, ești gata, da? Ia-o, băi, ia-o zbioră, mâncamei! Noi suntem lăutarii cei mai buni, n-am mai mâncat de 2 săptămâni. Cântăm la nuntă și la cumetrie, de 2 luni am prins o sindrofie. Am mai cântat ceva pe școlna, dar n-am sub nici măcar o acadea. S-o dau ca mea, că nu știu cum dă cu tăne pică, frate. Aia e acadea, nu mai dă la nesponsorizat. E șerifom, cântăm de dor, de amor, de ochi, de orice doriți. La pomeni, la mese, divorțat și căsătorit. Ia vă! Ardă pe cumetra! Ardă pe mâna! Credeam că o să scăpăm pe perele și o să se abarosani cu lovele. Acum după 2 ani de la votare ne dau aleși bani de lumânare. Cântăm la senator și barosani, că ăștia este singurii cu bani. Cântăm mereu, cântăm de răcurie, cântăm orice că suntem pe ferie. Hai! Cântăm de dor, de amor, de ochi, de orice doriți. La pomeni, la mese, divorțați și căsătoriți. Hai! Hai, mărașule, ai cântat-o două, dreacu, pe cuvânt. Mi-a plăcut. Băi, băule, sunt da. Fericit și de ce? Da. Iar a venit domnul Budăi și a zis că ne mărește pensia. Cum, mărașule, păi n-ai înțeles că mărește pensia acum? Da, n-am înțeles cât. Hai, mă, cum? Ce dracu, ma tata ai uitat la televizor. Băi, acum, nu vreau să te fac prost, dar ești, știi? N-ai înțeles, omul a explicat foarte simplu cu pensia. Ce? Unde a fost problema? Păi ce explică? De unde ai explicat? De unde știi tu ce ai explicat? Păi cum să nu? Păi de-aia am fost foarte atent. Am fost acum în piața, acolo, la guvern în față. Ce trebuie faci tu în piața Victoria, acolo, că mereu te văd acolo. Păi mergem acolo, că ne mai dă ăștia bani să strigăm urât. Da, dai, știi? A, deci tu ești cu aia cu hashtag rezistul? Da, cu aia m-am dus, nașule, că n-am avut încotro. Parcă era la Partida Romilor. Păi numai, că ea au plecat, jumătate sunt plecați prin Germania, prin Italia, i-au răvășit ăștia, nu mai sunt. Da? Da, au mai rămas câva în țară, bănică, ăștia nu mai sunt mulți. I-am fost și eu în Germania odată, am fost la un cenaclu de ăsta al Romilor, prietenoși, da? Și am învățat o poezie frumoasă acolo, era... Cucăn, cucăn, nici ghezen, țap, țarap, au fi dânzei. Da, bravo. Ce vreau să spun este că eu am înțeles perfect cum e cu pensia, bănașule. Păi și toată lumea, cred că toată lumea, că acum nu mai se ascunde omul, spune clar, frumos, tot ce are de... Băi, Naromică, stai puțin cu o freacă de o grămadă vreme. Păi vine nu... nepăcălesc să stăm cu ochii, ci că mărește pensia, păi când dragul. Păi că de la 1 ianuarie, bă, nu... clar 1 ianuarie. Bănașule. Omul a spus clar că acum în pilonul 2 din martie, care ți-a dat-o în februarie prin gură și ți-i dă în aprilie, dă la 4,5% la pensionarii sub 50-82, care au luat în 63 prima parte din aia care au dat-o, o dă imediat după ce le dă. Păi mă dă sau nu, dacă n-am înțeles? Le dă, dar nu le dă acum, știi? Le dă... ușor, că pensionarii, știi, ei și suferă de vreo boală și dacă le dă bani mulți, leșină și mor. Înțelegi? Păi și cât a dat? A dat așa, că dă 6,4, că a zis că mărește din ianuarie, a zis omul.
Păi da, așa. Mărește, un, păi tot o mărește din ianuarie, nu vezi? Nu prea aud... Ei ar da, dar n-au acum că mai au procentul ăla de 5,6 care l-au lăsat în pilonul 2, băgat. Că în pilonul 2, că dacă ar fi în pilonul 1, n-ar da. E pilonul 2? Da, da, păi ăla e pilonul 1 de pensie, că acolo n-ai înțeles, mata. Păi numai puțin, a dat sau n-a dat? Că asta nu știu. E cât pe aici să dea. Dar le-a zis așa, că acum vor să facă ăștia de la PSD nenorocire. La pensionari vrea să le facă mormântarea gratuită. Cine, domnul Ciolacu? Da, mă, da! Nu te mă de aici. Pe cuvânt, mormântarea, tu să mori, înțelegi? Mormântarea gratuită și le face și statuie. Cum le faci statuie? Bă, statuie, îi bagă jumătate în pământ și partea de sus le-o dă cu vară. Înțelegi? Și vara mai dă două bidinele pentru musca aia de căcați care îi bâzei, știi? Ca să nu fie. Acum vrei să spun ceva? Începe. Mărește la toată lumea. Ai văzut? N-au mărit la medici. Au mărit la medici. Păi da, dar la asistente? La asistente? Când le mărește? Nu le mărește la asistente, că le dă doctorii din ce neamării lor. Când le dă? În tura treia. Eu știu când dracu le dă. Mă întreb pe mine. Le dă. Dar la profesori? Profesorii nu le mărește la profesori. De ce? Sunt sensibili și mor repede. Nu, îi lasă așa să se chinuie și le dă etapizat să aibă și după ce mor banii. Poate mă, că o ducem bine. Gata, mă, nașule, păi și acum cu gazele, cu energia, avem, e perfect. Păi nu am scris eu melodia asta, n-ai scris tu versurile la asta. Da. O cânt eu, să iați, este ce am... Te iei după mine, dar ușor, da. Nu te bași. Ia la muzică, grea. Atenție, ăsta e hit. Bă, l-am auzit când am venit în coace. Da? Da, l-a cântat. Îl cânta cine? Cine? Jenny, cine l-a cântat? Nu l-a cântat. Cine l-a cântat? L-a cântat aia. Dă păi muzică, când am muzică. Ia să vedem. Play. Ia la muzică grea. Dacă mai țin minte. Stai așa că omul... Când am muzică grea. Pe ce scrie acolo? Domnul dă drumul la muzică. Din totdeauna. Dă-i sus. Ușor ca să se înțeleagă versurile. Ia uzi, lasă-o pe mine. Iar am o zi grea, iar am o zi dură, n-am avut să dau banii la factură. A venit curentul și îmi vine să le dau prin gură. Pardon. Wow, 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 wow. Am prins 2 ani de pandemie, m-am operat și de hernie. Și când ziceam că e mai bine, venirea rușii peste mine. 7 din 7 muncesc mai de mine. Noaptea nevasta trage de mine. Soacră mea strigă de dimineață, scoală mașine, du-te la piață. Iar am o zi grea, iar am o zi dură, avem doanii la factură. Au mărit curentul și îmi vine să le dau prin gură. Și mai varianta wow, 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 wow. Am avut zi grea, iar am o zi dură. A venit și gazul dublu la factură. Îmi vine să plâng și să le iau tot neamula. Oh, 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 oh. Hai, 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 hai. Este vai de mamă și de om. Cornel Palade, aplauze! N-am avut să dau banii la factură. A venit curentul și îmi vine să le dau prin o. Scumpile fișta și dolarul, am să vând capra și măcarul. Fica dus plina și o mână, se pot plăti și peste o lună. 7 din 7 muncesc mai de mine. Noaptea nevasta trage de mine. Soacră mea strigă de dimineață, scoală mașine, du-te la piață. Iar am o zi grea, iar am o zi dură. N-am banii și gazul, dublule pătură. Îmi vine să plâng și să le iau tot neamul la... Bine! Mulțumim pentru aplauze, Cornel Palade! Lumică, sociu! Păi, trebuie să ai curaj să cânti de-astea. Bine, mai mâncăm și... Da. Păi știi ce mă bucur mult, mă? Ce? Mă bucur că suntem împreună, bă, și că nu ne mai țin ăștia închiși în casă. Da? Așa e, că bravo! Cu masca pe figură. Da. Dar nu crezi că ne cârpesc ăștia prin octombrie? Nu, no, mai, nu ne mai pun ăștia la cotez, dă-i dreacu de cică, nu mai...
Nu mai au tupeu. Bă, să știi că, bă, pandemia a avut și a rolul ei educativ. Adică? Da, eu n-am stat atât de mult cu nevastă mea niciodată. Sunt mort, tu! Jur, mai mult am stat cu tine decât am stat cu nevastă mea. Păi, ar fi cazul să ne căsătorim ca anul ăsta, doamnelor și domnilor, împreună cu bunul meu partener Cornel Palade, facem 33 de ani de când ne aplaudați. Vă iubim! 33 de ani vrem să facem și noi nunta de aur, așa se poartă acum, se bagă cineva, n-aș vrea să-și... Mai du-te, dracu, ce nuntă vorbești? La 50, păi băi, nebun! Păi și cine-i femeia? Noastră, da, păi la cine-i femeia? Trebuie să importăm, mă, cine-i femeia? Mai du-te, dracu, că te uiți cam galeș la mine! Păi n-ai vrea tu să fii o femeie? Ai văzut o femeie mai bătrână decât soțul ei? Nu! Ție ți-ar plăcea să ai nevastă mai mare cu 10 ani ca tine? Du-te, dracu, de... Mă întreabă, mă, lumea, să vedem dacă e de acord cu lucrul ăsta. Da. Cine vreau să fiu nevastă, da. Futu-ți buzunțelul. Lasă-mă, mă, să cânte. Căcata e în buzunțela ta, suntem. Păi lasă-mă, că ăsta, că repetă. A, scuză-mă. Scuză-mă, scuză-mă, că cama și în buzunțela ta. Bravo. Întreabă, mă, lumea, mă, păi aia, aici e democratic. Da. Ce să întreb? Păi întreabă-i dacă eu vor să fiu, domnule, văd că eu ar să fiu o nevastă. Cine vrea să fie mireasă, domnul Țociu? Să ridice mâna. Obsedaților! Obsedaților! Mă, mai du-te, dracu, dar ce, păi ce e curul tău? Aute, bă, al dracu, ridică aia, stai tu, Țociule. Bă, nearomică, bă, lumea are dreptate întotdeauna, să știi. Da? Te ajută și fața. Am așa față eu de cârnă? Nu de cârnă, așa ești tu. Ei, dai, du-te, lasă-mă pace cu asta. Lasă-mă cu asta, lasă-mă, băi. Cornel, nu contează până la urmă, nu, ce vreau să le mulțumim aia cu pandemia. Ce, da, ce vreau să spun. Da. Vreau să spun că a fost o grămadă de lume, fraților, care a stat în casă, bă, nene. Sunt oameni care s-au sacrificat. De-aia vreau să-i reamintim și să-i felicităm că ne-au zis să stați, dracu, în casă. Acasă. Oameni, sunt oameni, stați acasă, stau oameni care au stat acasă. Bravo! Și vreau să mulțumim pe această cale și vreau să fiți în asentimentul meu echipei naționale de fotbal a României, care stă acasă de 40 de ani și cred că mai stă vreo 50 și ne duce... Cred că ieșim la pensie, dracu, cu fotbalul ăsta. Da, în sfârșit. Chiar că am stat cu nevastă mea, mi-a și zis odată, zice, bă, ia vezi, mă, pe unde o fi certificatul al nostru de căsătorie. O de ce? Păi ce trebuie, mă? O ce vezi, dracu, poate fi expirat și noi stăm ca proști împreună. Auzi, bă, nașule, că vreau să te întreb, Adineaurea, că te uitai așa un pic urât la mine, de ce te uitai? Că sunt curios, de ce? Bă, Romică, ești obosit, mă. Deci? Ești obosit, ai cearcă, ne luai, bă, și totuși... Nu te supăra, ești mai mic cu 10 ani ca mine, bă. Păi și ce, să ești... văd cearcănele? Ce n-am văzut ca târnă, zici că spungi de 2 lei de alea. Dă-o, mă, stai, mă, puțin, dar nu puteai să vorbești cu mine în culise. Bă, Romică, ce ai? Ce ți s-a întâmplat? Trebuie să vorbești cu lumea ce la Ionești? Păi nu m-ai întrebat tu că... Păi nu, dar te văzui că ești cu curul în sus, așa. Bine, mă, lasă, tu, eu cu păi, curul în păi, sus, nu, dar să poate spun... tu. Poate tu. Poate eu. Vezi că pe mine nu mă mănâncă, ai grijă. Asta, că, să-ți spun ceva, bă, nu e de la oboseală. Uite că e lumea aceea, să mor dacă te mint, dacă nu spun adevărul. Bă, de două zile am un coșmar, să fie al dracu dacă am avut vreodată vise mai rele ca acum. Du-te, bă, cu vrăjeala asta. Pe cuvântul meu, bănașule, fii atent, uite, spun imediat. Bă, ajung acasă, pun capul pe pernă, adorm, unde crezi că mă trezesc noaptea în vis? Unde crezi? Etena, unde te trezești? La dracu să mă ia, în Gara de Nord. Toată lumea se visează la Dubai, la Monaco, că dau la buci, că fac, că drept. Eu mă visez noaptea în Gara de Nord. Du-te, bă, și asta n-ar fi alt... Bă, nu e problema asta. Dar care? Dar fii atent, stau în gara așa și la un moment dat apare unul înalt de 2 metri, se uită la mine și îmi zice, auzi, bă, ce gâții mătii faci, mă, în gara? Ce-a zis, mă? În gâții mătii. Eu mă uit la el și zic, bă, poate nu vorbi cu mine. Și zice, bă, bă, cu tine vorbesc în gâții mătii, știi? Și zic, bă, îl las în pace. M-am gândit să mă dau la el, dar am văzut că avea niște palme, zicei că sunt capace de WC, înțelegi? Și am zis, bă, îmi dă unul, mersi frumos, n-am nevoie de așa ceva. Nu, 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 mai groase, ca să... Mersi frumos, îți mulțumesc,
N-am, e o glumă proastă. Da. Așa, păi acum când îi povesteam visul ăla... Suge-le tu până le luăm mai târziu. Da, da? Până la jumate, te rog frumos. Ne lași și nouă jumătate, dacă... Da. Bine. Așa, nașule, înțelegi? Să uită la mine, m-am gândit, mă, de ăsta o casma, îmi schimbă mersul. Ăla, ăla. Bă, dă-l drăcuț. Da, să plec și zice, bă, bă, îngâții mătii. Bă, la ție. Da, cu tine vorbesc. Bă, dracu, zic, mă, ce are ăsta, mă, pus în ochii pe mine? Stai un pic. Da. Cum ți-a zis? Îngâții mătii. Cui i-a zis? Mie. Păi și dacă ți-a zis ție. Așa. De ce îngâții mătii arăți înspre mine, mă? Păi dacă vorbesc cu tine, cui să-i zic îngâții mătii? Arăți-mă ce-a zis, ți-i arătă-mă spre tine. Să zic îngâții lui mama? Că lui măta, nu știu, e treaba ta, că cu tine au vorbit. Da, am înțeles, nașule, îmi cer scuze, dar dacă vorbeam cu mata... Bă, da, îmi zice mie... Înțelegi? Și la un moment dat îmi zice, auzi mă, ia treci pe linia întâi. În îngâții mătii, nu? Nu mi-a mai zis. Știi? Și îmi zice, vezi garnitura asta de tren? O iei în îngâții mătii. Știi, îngâții lui mama, știi, o iei și o împingi până la Brașov. O iau, împing, ping, împing, ajung la Brașov în îngâții lui mama și îmi zice, acum o împingi înapoi la București. Bă, ajung la București, dau să plec, zice, băi, îngâții lui mama. O iei și o împingi înapoi la Brașov. La Brașov îmi zice înapoi la București. Bă, nașule, toată noaptea am împins la vagoane, București, Brașov, Brașov, București, București, Brașov. Bă, nașule, când m-am trezit dimineața, împingeam mobila prin casă. Cățeaua lătra, copiii plângeau de frică că făceam ca locomotiva, înțelegi? Și soacră mi-am dădea cu busoiul cu frunte, zicea că sunt posedat, bă, nașule. Să împingi vagoane o noapte întreagă, dă-mă dreacu de aici. N-ai dormit deloc? Deloc, sunt frânt! Frânt! De ce nu te angajezi, bă, la CFR? La dreacu să mă ia. Cine mă mai angajează? Găți-mă. Am fost... Ai față de locomotivă. Da, am față de dreacu. Auzi, mă, la doctor ai fost? Am fost la doctor. Și te-a găsit să... Nu, mi-a zis, dom'le, nu e, e ceva pe creier. Pe creier. Da. La părintele ai fost? Am fost și la popă, mi-a zis, nu e, e gravă. Bă, cred că dormi prost. A? Poftim? Nu. Pe ce parte dormi? Tu când te ajungi acasă, te culci, pe ce parte te culci? Pe burtă. Frumos. Pe burta cui? Pe a mea, cui dracu burtă să mă pun? Dorm prost. Adică? Nu știi să dormi, gogule. Adică? Culcă-te pe dreapta. Pe dreapta? Pe dreapta, nu mai pe dreapta. Eu dorm numai pe dreapta. Și? Eu pe dreapta dorm, să știi. Păi și dacă... N-am... Păi te culci pe ficat. Aha. Digestia merge. Aha. Și visul curge. Aaa. 3D mâncătești gura. Bă, dă-mă dreapta. Spre exemplu, jura, seara am ajuns acasă, am pus capul frumos. Partea dreaptă. Aha. Partea dreaptă, nu-i niciodată. Partea. Aha. Aha. Și-a început filmul. Adică? Băi, n-am adormit bine, cioc, cioc la ușă. La ușă n-am atat. Ei, cine crezi că intră la mine în cameră în momentul ăla? Cine dracu a intrat? Da. Cine? Simona Senzual. Na, la mata! Da. Aia cu țâțânele bunici, cu bucinele. Un pic trecută, dar încă mai e de... Mamă, ce bună e! Mamă, când am văzut-o, mă știi că... Așa, și ce-ai făcut? Și-am luat-o, și dă-i. Cine? Și dă-i. Și dă-i, pe casă, pe masă, pe fotoliu, pe spate. Și dă-i, și dă-i. Și-am luat-o, și dă-i, și dă-i, și dă-i. Și dă-i, mă, mă, mă. Cine, domne, mata? Și dă-i, mă, mă, mă. Bă, nașule, mata cu aia, dă-i, dă-i. Eu, mă, dă-i, eu, cine? Fire al dreacu de... Canișul dreacu mic mic cu aia târnată. Ia uite, bă, dreacu. Canișul? Da, da. Și dai, mamă, și dai. O jumătate de oră în cață. O jumătate. O jumătate. O jumătate, în continuu. O jumătate de oră, dai, dai. Dreacu, mama, cu norocul. Ce performă. Așa, așa, și? Băi, după jumătate de oră zic să mă odihnesc, i-a plecat. Aha. Stăteam un pic așa, iau, cioc, cioc la ușă. Bă, cine dracu să... Cine dracu? Zic, intră... Salvarea. Dar cine, mărașule, că m-a făcut scurias? Bianca Drăgușanu. Dă-mă dracu, l-am matat Bianca! Ia dracu, mamă, cu norocul meu! Și un pic fac, băi, bănașule, dar unde dracu a avut loc la mata? Că mata e camera mică. Aia are 2 metri, unde dracu e băgat-o? Aia m-a obosit. Ce te-a obosit? Lunga dracu, știi? Adică? Urcă sus, pupo, dă-te jos, pupo, urcă sus, pupo, dă-te jos, pupo, urcă sus, pupo, dă-te jos, pupo, bă, urcă sus, bă, pupo, nașule, ce-i, mă? Bă, ce, mata o pup și jos? Dar ce are, mă? Hă? Păi nu pup locul de muncă, du-te, dracu, de aici. Așa e, să-l pup la ora asta, dacă l-ai, bravo!
N-am știut că-l pup și eu de acum, să fie o vreo pup. Aha, pup-l, că nu știi dacă-l mai prind. Așa. Și-am luat-o. A? Și doi. Cine m-a dat? Și doi, pe spate, pe masă, pe scaun. Măi, și că l-am fiată. Vino să... Du-te, dracu, de aici, de coteiul, dracu, ia-te-mă, vreau să mă ștampineze și pe mine. Și-am luat-o și de aici. Și-am luat-o. Cât? Și-am luat-o. Și cât? Dă-i. Cât? 45 de minute. Du-te, dracu, de aici, cu fii-ar fi ca cu vă. 45 de minute, gucule. Fii-ar, dracu, de ficace. Băi, m-am uitat pe ceas, 45 de minute. Și după aia ce dracu? Că sunt curios, ce-ai făcut? Stai un pic. A, m-am odihnit cu 45, nu mai puteam. Normal, ce dracu, nu? Am un pic pe spate, zic, s-a făcut o gură de oxigen. Aha. Sufla mâna că se tocise, știi? Se tocise? Da. Ce dracu ți s-a tocit? S-a tocit. A, da. Flecul. Aha. Așa. Ce la mă, flec? Flecul de la... Ce, îți pui blachiul la ea ca să nu... Da. Bravo. Puteai să spui... Galoșa, nu flecul, nu te trecă. Cu galoșa. Așa, a, așa, și... Imaginația-l tăiați care-ți... Și? Gugule, și toate la ușă. Cioc, cioc la ușă. Iar? Băi, ca să vezi, somnul pe dreapta, ca ce face, vizi nebună. Cine crezi că intră? Cine, mă, cine, dracu, a venit? Cruduța. Cine, Daniela Crudu? Gata, nașule, și știu cum a intrat, ai luat-o și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, pupă sus, pupă sus, ardu sus, ardu jos și dă-i, 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 ardu, ardu, dă-i, dă-i, popop, dă-i, 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 și dă-i, 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 și dă-i, și dă-i, frar măsă, dracu, că-i place, dă-i, 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 și dă-i, 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 ce și dă-i, bă, nebunule, cât dracu să dă-i, dă-i. Ce stai, sunt robot? Dă-mă, dracu, de aici! Păi și ce-ai făcut? Am dat-o afară din casă, ce dracu să-i fac? Ce-ai făcut? Am dat-o afară! Păi cum să dai afară, bărașule? De eu ce? Nu sunt prietenul ma tale! Da! Păi nu puteai să-mi dai și mie un telefon? Păi te-am sunat! Și? Tu erai în gară, l-am pins vagoane! Genial, genial! Cornel Parade, aplauze! Extraordinar, public de nota 10. Vă iubim, băi, bravo. Aplauze, Ionești, bravo. Meserie. Pofelie. Păi, de-aia e bine, că dacă publicul e varză... Și noi suntem varză. Și noi suntem varză, nu e? Bravo, ferie, extraordinar. Vreau să vă spun că și noi am terminat sezonul la mare, acum a fost foarte frumos, să nu vă duceți. Ba să se ducă ca băga litoralul pentru toți.